Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Bă, oameni buni, bă, venit momentul, bă, ești nebun după o lună, bă, o lună m-ați așteptat, bă, nu știu cum ați avut atâta răbdare. Da, Chiliuță revine după o lună cu o nouă reacție, frate, nimeni nu vine să crede, adică era așa lent, dar bă, sunt oamenii mei, măi, mă formă. Deci am lăsat atâtea posturi pe comunitate, frate, de câte ori vreți reacții, cred că am făcut vreo 70.000 de voturi, ești nebun la cap. Bă, și când în vreo 2-3 postări oamenii tăi votează de vreo 70.000 de ori să faci reacție, păi înseamnă că e un semn, înseamnă ceva, da? Bă, să moară cai dacă vă mint, dar trebuie să dați un like la treaba asta. Îmi pare rău că n-am nu știu ce reacție, dar băi, de atâta sunteți voi în stare. Adică mă jur pe viața mea că m-am uitat și a rămas traumatizat. Mi-ați trimis videoclipuri de la învăț cum să pescuiesc fără undiță până la mi-am filmat părinții cum dormeau. Și nu e bine, credeți-mă, deci nu e bine. Nu e bine deloc, să moară ce am pe casă. Și în concluzie astăzi reacționăm la Fax Live la 3 dimineața. Părinții m-au speriat, Doamne ajută. Nu sunt foarte mândru, nu sunt deloc mândru că reacționez la un trend care a dispărut acum un an jumate, abia acum, dar așa fac eu. Bă, frații mei, v-am rupt, dar acum căștile vin de sus, o să vină videoclip, o să vedeți voi, dar am atâtea chestii pe cap de nici nu mai pot. Deci alți youtuberi de alea cu Bluetooth, cu Wi-Fi, la mine vin de sus, știi, mi le întinde Dumnezeu, așa zice, bă, poftim, ia căștile, așa el mi le ține, eu le port în ureche, când termină videoclipul, hâți, uite așa, mi zice, gata, zni cu căștile, ți le iau, pac. Da, ce să facem, jur, dar pe asta mi-o pun așa, să nu pară că gen, să pară așa o firmă, jur, ce cringe. Frații mei, dar eu nu pot fără ochelarii lui Indra, adică de că o să mă vedeți cu ochelarii ăștia să-i treaba, adică e mâna să fie zubăr, să scurgă căștile de sus, să fie chiar să mai port și ochelari când filmez în casă. Deci așa se face. Bun, acum, Doamne, ajută, nu, am uitat să-i dau like, fii atent că îi dau like, frate mi i-am dat like, Cătălina, ciuvăț, da, hai să vedem, frate mi ce-a făcut Cătălina, Doamne, ajută, vreau să-l cușesc pe ea, părinții, nu pot să cred că reacționez, hâți. Ok. Este 3 noapte, nici nu fac ochelari. Trebuie să mă duc în camera mea. Stai, poftim. Nu, a început așa. Interesant, îmi place. Trebuie să mă duc în camera mea de slime, să fac slime. Are o cameră de slime. O să mă schimb într-o bluză, nu știu cum o vedeți. Nu, te vedem fata mea. M-am schimbat în bluză aceasta ca să nu fiu chiar o pijamă. Dar stai să dau mai tare un pic pe fata mea, e la maxim, bă, frate meu, de-aia vorbești foarte încet. De ce la maxim? Fata mea, fă cum faci nici videoclipul, le țin pe dracu, fii moldoveancă. Așa, hai să vedem. Să schimb lumina ca să vedeți okay. Că nu vă mint. De vreo 5 ori, ia. Okay. Bă, nu m-am mințit. Ok, deci lumina mea. Bă, băiatule! Uite, frate meu, la 250.000 de abonați. Stau să văd când bate soarele mai tare, să văd când pot să-mi pun și o cameră aici. Dar deci dacă filmez după 5 seara, nu mai pot, nu mai am lumină. Eu trebuie să filmez până 5, are de-aia cu rotund, cu de-alea de la șmecherie. Așa. Haideți să o stinem pe aceasta să vedeți că e yeah. Pasnă. Bă, ești nebun. Unde ai zis? Ok, deci este 3 noaptea. Da, să începem să facem slime-ul. Hai să am faci. Luat un borcuraș și o linguriță murdară. O zis că o luați un borcanaș? Nu vine să cred că are o cameră de slime-uri. Slime voi folosi 3 tipuri de lipici. Du-te, nu cred așa ceva. Așa, acesta. Nu cred. Băi, du-te, bă. Și picioare. Bă, o întrebată cineva dacă ești cumva distribuitor în România de slime-uri. Adică ia, dai un telefon, vreau un slime. A, dar ți-l dau de la mine. Pac, ți-l dă de acasă. Aveți cumva slime-uri care se numesc Cătălina Ciuvăț, că să moară ca ai. Zici că aici are un întreg departament acolo de slime-uri. Ești de bun la cap. Bă, nu are mai multe slime-uri decât am eu cărți în casă. Și nu vă mint. O să pun lipici acum. Ok, bun. Dă-i cu aracetul. Era aracet, nu lipici. Sau poate încurcă, lipici nu e la așa la, nu, mă rog. Și na. Se zice că da. Dacă faci slime la 3 noapte, așa. Se întâmplă lucruri ciudate. Nu zis și asta. Și se zice că dacă faci slime la 3 noapte, se întâmplă lucruri ciudate. E ceva în genul că se zice că dacă cumva filmezi și căștile îți atârnă să moară, mă, să-ți moară o rădă din familie, nu e bine, băiatul meu. Păi, deja am făcut prea multe caterincă și a trecut un minut, bă, vă vei da seama la 4, bă, doamne. Hai că tac, gata. Jur că tac, să moară ceam. Gata, fata. Am terminat cu aracetul, acum voi pune bun. Scoldul, nu știu, e bine școală? Eu chiar fac asta, voi vă dați seama, mă întorc după o lună și mă uit la o fată cum pune aracet într-un bol, da. E ok, perfect, normal. Așa, hai că vorbesc eu când nu vorbește ea, da? Cum voi pune și clear glow pe... Clear glow? Eu vorbesc puțin mai încet acum, pentru că toată lumea doarme, nu mai fac slime.
Bă, dar să moară, mă, să era o chestie de dacă eu vorbesc un pic mai încet, că părinții mei dorm. Dar uite la mă, eu vorbesc un pic mai încet, că părinții mei, eu vorbesc mai încet, că dorm, înțelegi? Vorbesc încet. Nu știu, bă, bulangim cum e așa de oameni, dar i-am uzat, mă, mi-e place ce fac ei, eu nu mai am de oameni, bă. Hai, mă, fata. Aici îmi scrie niște culori cu pici. Așa, frate, mie. Ia uite. Dă-i, 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 cu casca aici. Ok. Na. Na. Fac ca la miere. Ești așa făcut țațichi acolo, mușdește, mă, cum o dat. Ceva. Poftim? Stai, băi, băi, nu, nu, nu. Mi se plăcă cu ceva. Eu n-am auzit nimic. Ok. Cringe! Lila, da. M-ai făcut un băi, să moară măta, că, că s-a întâmplat un lucru rău, că mi-a căzut asta. Bă, nu știu dacă m-ai ridicat, dar m-ai sperat să moară. Zici că, zici că era în Hitler în 1944, când am bombardat Anglia. Deci așa s-a întâmplat, hâți, m-am declanșat și eu. Da, e hater. Așa. Așa. Acum avea de ceva. Hai, fata mea, dă-i, Dalin, ce e la mă? Să mă. Ați auzit? Nu, n-am auzit. Bă, cred că am vorbit eu de rău. Stai. Stai. Ați auzit? Nu. Nu pot să cred că fac așa ceva, morții, măsii. Ok. Hăi, hăți! Opa, ce-o căzut fata mea. I-a dat cu așa, i-a dat-o să moară, bă, ăsta. Mi-e frică de partea asta, că azi poate se întâmplă ceva ciudat. Bă, 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 chiar se aude. Băi. Băi, se... Bă, se... Bă, nu fiți nebun. Băi, să moară ceapă. Ok. Băi, ea nu mai aude, că opriți-o slime-ul ăsta. Tati, ce mi-a făcut? Tu-s gura mătii tatii lui asta, lui Cătălina, gura mătii, că m-am... Băiatul de mama asta. Tu ești prăbat. Adevărat, zic. Bă, iar mi-e și mă asta, mă. Am o operație cam întârziată, dar... Gata. Chiar m-am seria foarte tare. Și la trei noaptea, nu te aștepți. Deci, nu mă duc să random, într-o zi random, o fată s-o trezi la 3 dimineața să facă slime și deodată tatăl ei apare și strigă bau! Și nu se speria, mă sperie eu, adică vă jur! Ușor tata lui Cristina că okay, vă dau dislike. E adevărat, vă zic. Dai, dai! Băi, cum o schimba cadrul? Băi! Băi, ia, ia, ia! Bă, păi are scări aici, păi cum o veni mă tatăl ei? Stai prank, mă! Bă, what the fuck? Nu, 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 asta nu e, asta nu, 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 de repută, nu, nu s-a întâmplat asta, nu s-a întâmplat asta, deci nu, 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 te rog, nu spune, fata mea, nu. Băi, zici că e videoclip de la, ia, măi, ce dragul să. Bă, mai ce s-a întâmplat? Bă, nu, mă, zici că e videoclip de ăla cu Bloody Mary din 2007, băi, nebun la ca... Cum să urci scările, mă, și să-ți închizi așa, becul, băi, zic... Oh, bă, voi ați văzut asta, că eu n-am văzut-o! Oare cum am făcut asta? Cum am făcut asta? Nu înțeleg, să mor? Nu înțeleg! Uite, doamne, cred că ți-o înapoiat, mă, jur, pe viața vieții mele, dacă nu... Ia uite-o, hâte, și partea asta e pentru Denisa, fata aceea Denisa? Care a apărut în Lara. Suntem prietene și vreau să arăt ceva. Ia. Tocmai ce am făcut slime-ul ăsta, Jiggly Slime. Jiggly Slime? And that was all? Va urma. No. Deci, acum ai să... No, 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 n-a făcut. Poate... Cum să faci, mă, așa ce... Bă, bă, băieții mei, nu știu dacă v-ați prins, dar... Gen... Bă, 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 bă... Da, nu știu cum să reacționez la așa ceva, deci asta a fost reacția mea, ce ați văzut voi, vă jur, pe viața mea. Dar ultima parte nu, că mă înjunghea, mă rașchetat-o lea, că mă omoră de tot, deci mi-a plăcut la nebunie. Bă, bă, bă. Abonați, abonați, ajutor! Nu, băi, deci eu sunt nevoit să închei aici, frații mei, dacă mai aveți videoclipuri, dar să mă arăm ăsta, videoclipuri din care, adică, pe bune, nu de astea, vă rog eu frumos, adică eu le dau like, dar ce naiba să mai fac? Îmi dați și mie, da, ne mai revedem, Doamne ajută, sper că v-a plăcut, să-i dați like lui Cătălina, lui Cătălinei, lui Mâna, lui Cătălina, lui Slime-ul, lui Oana, lui de-astea, cu ce mai avea pe acolo. Și acum ce-o fi, dar mă simt tăiore, deci nu știu, parcă am tritea într-un paradox, mai ales când o plecat și o închis numele, deci eu deja am ieșit din filmul ăla, deci eu nu mai eram acolo. Un follow pe Instagram, aveți grijă de voi, bă, șacalor, și ne vedem. Pa, bă. Lumea mea acum zic pa, bă. Aaaa, ba, me, ba. E mine scule, si ce e pigon. Eu le zic epigoi, că-s efectiv.
ce ne face uman pe noi. Vor victorie, război, vor și glorie ca eroi. Dar n-au loc în istorie nici ca strigoi papițoi. Ăștia-au permis conștient un ritual demonic. Ne-au atacat ecologic, ne-au ruinat economic și spiritual istoric, ne-au deformat metodic.